Am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc, ca de fiecare dată, că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi și vă mulțumim că sunteți cu ochii pe noi zi de zi. Astăzi discutăm despre o industrie destul de dificil de gestionat, respectiv industria apei. Nu este ușor, deși din exterior sau pentru consumatori pare a fi un lucru destul de facil. Pe noi ne interesează de cele mai multe ori ca apa pe care o avem la robinet să fie potabilă, să fie o apă curată, o apă de calitate. Ce se întâmplă dincolo, ne spun cei în măsură să o facă, cei care cunosc foarte bine acest domeniu. Astăzi vom vorbi despre echipamente noi, echipamente și investiții care au fost făcute în ultima perioadă în ceea ce privește rețelele de apă și tehnologia până la urmă, pentru că ne ajută inclusiv în acest domeniu. Și invitatul meu de astăzi este domnul Dorin Gligor, director general al APA Pro de Sadeva. Bună ziua, bine ați venit, domnule Gligor. Bună ziua, bine v-am găsit. Cum spuneam, deși pare o industrie destul de ușor de gestionat, în realitate lucrurile sunt, presupun, cu totul și cu totul altfel. Consumatorul are nevoie și el vede, de fapt, produsul finit. El nu știe tot ce se află în spatele acestei industrii și tocmai de aceea poate ar fi bine uneori să explicăm oamenilor ce stă în spatele acelei ape potabile pe care o avem fiecare dintre noi la robinet. Este dificil să gestionați acest mare, până la urmă, colos, pentru că APA Prod furnizează apă în mare parte din județul Hunedoara, mai puțin Valea Jiului, acolo unde avem un alt operator. Da, stă în spatele acestei activități, stă muncă și responsabilitate. Despre asta e vorba. E o activitate în care rabat de la calitate nu se poate face. Și continuitatea furnizării este la fel de importantă. Tehnologia avansează. Avem cele două componente ale activității noastre de exploatare, adică de a ne asigura în orice moment că serviciile noastre sunt furnizate, și cealaltă de a investi în acest sistem, de a-l face mai bun, de a-l face mai accesibil, de a-l face accesibil la toți consumatorii din area de operare. De a-l conforma la noile cerințe, poluarea e accentuată, crește în timp. Noi trebuie să învingem efectul acestor poluanți și sub nicio formă să nu ajungă la apa de la robinet. Iar tot ceea ce înseamnă poluare înseamnă și costuri pentru a putea să reduce și să țineți sub control până la urmă această poluare, nu? Sigur. Tehnologia vine însoțită de costuri, dar ăsta e și mersul societății de complexificare. Activitatea APA Prod închide multe zone ale economiei. Adică că e nevoie de conducte, că e nevoie de armături, că e nevoie de sisteme de pompare, că e nevoie de energie, că e nevoie de reactivi. Ele își găsesc folosința aici și sigur cei ce lucrează în respectivele domenii își extrag resursele din această activitate. Este important și cred că în permanență trebuie făcute investiții în tot ceea ce privește până la urmă și această rețea, pentru că vorbim și de apă și de canal până la urmă. Merg așa mână în mână, dacă se poate spune acest lucru. Și APA Prod a reușit de-a lungul timpului să atragă bani și fonduri importante pentru dezvoltarea întregii rețele la nivelul județului Hunedoara. În prezent aveți în derulare un astfel de proiect.
ce-i drept cu o ușoară întârziere, dar care este stadiul lui acum? Pentru că știu deja renumitul subiect acela al apei potabile, spre exemplu în comuna Crișcior, la Zdrapți, acolo au fost multe probleme, multe nemulțumiri din partea cetățenilor că apa nu a ajuns la ei încă. N-a ajuns, pe acest proiect va ajunge, da, e adevărat, un proiect, cum sunt programele astea europene, a fost programul Infrastructură Mare, se lansează acum, trebuia lansat de mulți ani, programul Dezvoltare Durabilă, avem în derulare, cu o zonă de tranziție între aceste două programe, asigurat de o ordonanță a guvernului, el e girant ca lucrurile să meargă înainte între încheierea fostului program care s-a întâmplat la 31 decembrie și programul ce stă să înceapă, programul de dezvoltare durabilă. E un program de 274 de milioane de euro, adică o infuzie în infrastructura de apă a județului de 274 de milioane de euro. Nu e deloc simplu să gestionezi un asemenea proiect. E nevoie de oameni pricepuți, profesioniști de calitate care să gestioneze un asemenea proiect. E nevoie de un ansamblu întreg de lucrări, de firme care pot să facă lucrul ăsta. Am avut contracte de lucrări pe care le-am scos la licitație și nu s-a prezentat nimeni. Acum ele sunt din incredibil, nou în derulare. Pentru că totuși această industrie apei a fost foarte atractivă și este, sau cel puțin ar trebui să fie în continuare, firmele, dar cu toate acestea nu s-au prezentat. Da, au de lucru în România. Da, și aleg între lucrări. Dacă nu le consideră ei extrem de profitabile, atunci nu participă. Le-am reluat și acum am avut cam la toate licitațiile care le-am realizat în zilele acestea. Au existat firme care s-au arătat interesate și au participat sunt firme la interesate licitație. Și atunci s-a intrat în perioada de evaluare a respectivelor contracte. Deci deocamdată nu avem câștigătorii, să spunem, a acestor licitații. Nu avem, este în stadiul de evaluare. Da, avem trei contracte semnate, ele, unul e în derulare, dar e pe faza de proiectare și va sta să înceapă zilele astea. Înlocuim toți apometrii, contorii pe care măsurăm, cu așa numiți contori inteligenți, adică ei se citesc singuri printr-un sistem radio, își transmit consumurile, pot semnalizează și consumatorul dacă are o defecțiune în interior, nu ne dorim să încasăm un litru în plus necuvenit față ceea ce se consumă. Suntem riguroși cu aceste consumuri și cu prestațiile noastre. Aceste contoare inteligente vor fi regăsite și în locuințele oamenilor sau vă referiți la acele contoare branșament, care sunt la branșament? Sunt aproximativ 50.000 de branșamente, 50.000 de contori se vor înlocui. Asta. Cu aceste contoare inteligente care nu mai trebuie citite, avem și se vor scoate pe domeniul public, acolo unde nu-i posibil și rămân acolo, avem de multe ori problemă, locatarul, beneficiarul prestației nu e acasă, nu putem citi contorul, nu mai dispare inclusiv această problemă. E în derulare, dar în prima fază cum să fac stațiile respective de transmisie și de citire, ei se citesc de la distanță, fie prin stații fixe, acolo unde sunt aglomerări urbane, fie prin stații mobile, merge o mașină și le citește acolo unde densitatea e mai mică a consumatorilor. Iar toate datele, toate informațiile ajung că acum, pentru că noi, direct la deci, sediul APA Prod. Când l-ai înlocuit, sistemul de transmisie deja trebuie să funcționeze, nu? Poți să le înlocuiești, după care să vezi, să vedem acum cum le citim, cum transmitem datele, nu ne permitem un asemenea blocaj. Și două contracte, unul de management, de asistență tehnică pe proiect și de furnizare de utilaje de care avem atâta nevoie în exploatare, de la pul de excavatoare, la utilaje de curățit sub presiune, la vidaje, la
mașini de transport, laboratoare. Toate acestea sunt incluse în acest proiect. Autolaboratoare sunt incluse în acest proiect. Și astea, aceste trei contracte sunt în derulare. Din perioada următoare începem să semnăm și contracte efective de lucrări. Contracte efective de lucrări care presupun înlocuiri de rețele sau construiri de rețele noi. Înlocuiri de rețele acolo unde este necesar sau vorbim aici de o înlocuire generală a rețelelor de apă, canal? Nu, acolo unde este necesar, acolo unde s-au înregistrat multe avarii. Acolo unde s-au înregistrat multe avarii în rețelele de apă, rețele vechi, rețele care și-au făcut treaba, dar acum trebuie să înlocuite. Reparați la ele, da, la infinit. Este și un standard după care înlocuim, adică la un număr de prea multe avarii, vii cu o rețea nouă, pentru că nu mai e rentabil să repari tot la 2-3 zile, să intervii, să spargi carosabilul, să refaci carosabilul, să faci intervenția și acolo venim cu rețele noi. Plus că în felul ăsta putem reduce pierderile din sistem, care în multe zone ating niveluri ridicate, iar în cealaltă de canalizare, de refacere a canalizărilor, astfel încât să eliminăm din infiltrațiile care există în sistemul de canalizare. Adică tuburi deplasate sunt și atunci apa din subteran se infiltrează în rețelele de canalizare și mărim cheltuielile de epurare. Apa ajunge în depurare, se amestecă cu rețeaua de canal și atunci tu toată trebuie să o procesezi ca poți face epurarea la nivelul corespunzător. Când preconizați că se va putea finaliza acest proiect, care spuneam oricum ar eu întârziat, dar acum iată că intră cumva pe un făgaș normal. În mod normal, de la data adjudecării contractelor de către constructorii, în doi ani de zile trebuie finalizat. Deci să ne așteptăm prin 2026, da, lucrările vor începe în vară, toamnă și asta înseamnă 2024, înseamnă 2025-2026. Da, va fi cu siguranță mult disconfort în aceste zone în care se va lucra, dar fără acest disconfort vom avea de fiecare dată probleme cu aceste avarii, vom avea probleme și din ceea ce privește până la urmă nemulțumirea oamenilor, pentru că și acum sunt în continuare avarii în multe zone și multe străzi din Deva, Hunedoara și așa mai departe. Și dacă ele nu sunt eliminate, aceeași poveste o vom avea și peste 10 ani și același disconfort. Da, și dacă nu înlocuiești, ajungi la un moment dat la imposibilitatea de a furniza. Adică avariile tot cresc, rețeaua se degradează continuu și atunci ajunge în zona avariilor catastrofale, să le spun așa. Adică pur și simplu nu mai dintr-o avarie într-alta. Iar rețelele din județul Hunedoara au o vechime... Nu suntem și nu vom ajunge în această situație. Ca peste tot în țară. Astea sunt programe. Fiecare operator derulează asemenea investiții. Activitatea de furnizare de apă potabilă, de epurare a canalizării e structurată la nivel regional, cam suprapus pe județ. Noi aici avem operatori și un operator și în Valea Jiului și unul în zona Orăștiei. Și noi, Apaprod, un 2-3 din județ. Noutățile am observat că le postați de fiecare dată și pe site-ul Apaprod și aici la capitolul noutăți am regăsit și, spuneați dumneavoastră puțin mai devreme, un autolaborator de apă potabilă, un autolaborator apă uzată și unul pentru detectări pierderi. Sunt primele echipamente achiziționate cu fonduri europene care au intrat în dotarea tehnică a operatorului regional Apaprod S.A. Deva. Sunt investiții binevenite în condițiile în care
pierderile există, deci aici nu mai este loc de interpretat, să spunem, iar aceste autolaboratoare vă ajută să detectați mai ușor sau în timp real, poate, unde există pierderile și puteți interveni mult mai rapid, mă gândesc. Și aș mai avea o întrebare, dacă avem și oamenii pregătiți să lucreze pe aceste echipamente de ultimă generație. Da, corect a spus întrebarea, tocmai dotarea cu asemenea autolaboratoare face parte din politica noastră de dezvoltare, de modernizare. Ele au venit pe acest proiect, ne-au fost livrate în urmă cu aproximativ o lună de zile și am început școlarizarea deservenților despre respectivele autolaboratoare. E tehnică de ultimă generație și atunci furnizorii de echipamente vin și ne învață cum să le folosim. Avem și ne-am organizat în sensul diminuării pierderilor din rețeleuri. Pentru asta avem nevoie de foarte multă tehnică, de aparatură la nivelul întregului operator. Adică să vedem ce se întâmplă. Pierderile sunt de două feluri în sistemul de apă și de aici vine dificultatea de a le reduce, de a le găsi, chiar dacă efortul nostru e continuu în această direcție. Sunt avariile, apa iasă la suprafață atunci când se sparge o conductă. Și aia o vezi și în cel mult 48 de ore intervenim. Dacă mai e câte o excepție, îmi ceri o scuză pentru asta, dar timpul e sub 48 de ore de rezolvare a unei avarii. Dar sunt și avariile care găsesc ceva, o specificitate locală, întâlnesc o rețea de canalizare sau undeva să se scurgă apa și să nu ajungă la suprafață. Și asta se întâmplă și dacă din, cred că avem anual peste 1000 de avarii în sistem, e suficient ca 10 din aceste avarii, 10 să nu le găsim. Adică 990, ele sunt peste 1000, dar am dat pentru așa ușurința calculelor. Dacă 990 noi le rezolvăm, dar 10 dacă rămân și alea curg non-stop, pierderile, și ele sunt la nivelul sistemului de aproximativ 50%. Dar asta și cu spălările care noi le facem și în filtre, nu? Folosim tot apă. Rețelele după intervenție le spălăm și se consumă apă. Dar consumatorul și consumurile s-au eficientizat destul de bine. Dar pierderea e 24 din 24. Și atunci, procentul ăsta de pierdere din total consumuri tinde undeva la 50%. Le găsim cu aceste sisteme moderne, cu sisteme de logăre, cu detectoare, căutăm și găsim unde sunt pierderile astea de apă, unele și de mulți ani de zile. Deci aceste echipamente de ultimă generație pot detecta pierderile chiar dacă nu sunt la suprafață, să spunem așa. Și care sunt mai periculoase, practic, da, nu? De detectări de... Uh-huh. Și e o politică, inclusiv la nivel național, ea e mondială, se prefigurează în viitor un deficit de apă potabilă. Acum, noi aici suntem, să spun, într-o zonă în care astăzi nu se simt astea, dar ne încadrăm tot pe politica generală de reducere a consumului de apă care nu aduce venituri, adică... Care e acea apă? Apa care se pierde, care se pierde în rețele, în marea majoritate. Și atunci, asta a devenit o componentă importantă a activității noastre. Că discutăm de celelalte laboratoare, de laboratorul de apă potabilă și ați văzut și n-am semnalat-o. Noi a fost semnalizată la... Suntem între cei 3-4 operatori care la nivel național în 2023 n-am avut nicio neconformitate de calitate a apei potabile.
Da, potrivit unui raport, îmi permit să citesc acest material furnizat de Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, a publicat raportul pentru sănătate și mediu, de unde aflăm că este cea mai bună, de unde aflăm unde este cea mai bună apă potabilă din România. Județele Sălaj, Neamț, Hunedoara, Galați, Giurgiu, Buzău și Brăila au fost înregistrate 0 analize neconforme ale calității apei. În acest top nu intră și Vasluiul, județul cu cea mai scumpă apă potabilă din România. Iată că mai sunt și astfel de județe în care oamenii plătesc foarte mult, dar nu beneficiază de cea mai pură apă potabilă, să spunem așa. Sălajul și Hunedoara înregistrează un cost al apei mai redus, dar în Buzău se înregistrează a doua cea mai scumpă apă din țară. Iată, și mai avem aici județul cu cele mai multe analize neconforme ale calității apei, Olt, cu 1158 de analize. Pe locul secund din acest punct de vedere se plasează Bistrița Năsăud cu 557 de analize neconforme și lista continuă. Important este că, iată, județul Hunedoara în top 7 din acest punct de vedere. Nu a fost nicio probă care să arate abateri de la calitatea apei potabile. Dar aia vreau să precizez lucrurile extrem de important, pentru că monitorizăm continuu calitatea activității, se fac analize din oră în oră, de la producere, de unde producem, de unde pleacă apa potabilă și până la capeții de rețea. Și asta se face, să-i spun așa, sub supravegherea celor de la sănătate, a Direcției de Sănătate Publică. Facem lucrurile astea în paralel, adică nu venim noi și spunem, da, noi așa spunem că apa e cea mai bună. Avem și DSP-ul, e o instituție extrem de serioasă. Adică care monitorizează. Care monitorizează ceea ce facem noi legat de, da, ăsta e și rolul lor de sănătate publică, și calitatea apei e un factor extrem de important a sănătății publice. Și atunci, indiferent că, nu știu, poate unii ar spune, ar trebui să fie prețul mai jos, dar prețul mai jos în detrimentul a ce? A calității, a continuității furnizorii. Nu e posibil așa ceva. Dar din alt punct de vedere, sigur că investim și în în eficientizarea sistemului, în creșterea costurilor de exploatare a sistemului. Noi acum, odată, și asta e politica europeană, asta e politica națională, pe acest program de investiții de 274 de milioane de euro, avem o strategie de tarifare care se derulează și până la 1 ianuarie 2026, când se și încheie programul. Eu cred că după finalizarea acestor investiții, finalizarea acestui program, tariful are și o componentă de investiții. Și din tarif, adică tariful nu înseamnă doar salarii, exploatare, energie electrică, înlocuire vane, reparații, reactivi de la sulfat de aluminiu la clor sau tot ce concură la tratarea apei, toată senzoristica scumpă în sistemele de tratarea apei, energia care se folosește în sistemul de epurare a apei de data asta și componente de investiții, de dezvoltare a sistemului. Prin orientarea acestor investiții, și ne dorim inclusiv un parc fotovoltaic la nivelul fiecărei mari stații de tratare, de epurare, adică să consume energia de acolo. Acesta să fie un proiect separat proprie. Pe care da, să-l da, da, chiar dacă astăzi faceți. Noi producem energie în cele două stații de epurare, de la Sântuham și de la Deva. Să reducem prețul, dar astea nu sunt lucruri care se pot face, gata, de mâine facem așa. Nu, pentru că sunt circuite economice, sunt angajamente asumate pe care trebuie să le respectăm, dar realizând aceste investiții
gestionând eficient resursele. Eu cred că după 2026 putem discuta de reducerea prețului la apă. În urmă cu câteva luni, atunci când ați anunțat că se va majora prețul apei, respectiv cel al canalizării, oamenii au fost nemulțumiți de acest lucru și pe bună dreptate, pentru că venim cumva așa cu un val de scumpiri din toate punctele de vedere, în toate domeniile și pentru toate utilitățile până la urmă. Și poate ar fi bine să le explicăm de ce se majorează prețul, pentru că... Cum spuneam, omul se uită în portofel, vede că venitul lui este poate mai mare, dar raportat la tot ceea ce plătește, automat lucrurile nu mai sunt atât de bune din punctul lui de vedere. Și spuneați că există totuși și posibilitatea ca acest preț să fie redus în următorii ani. Eu vă spun că asta este politica noastră astăzi, că pe această strategie de tarifare, care se încheie la 1 ianuarie 2026, să trecem prin investițiile pe care le realizăm acum la reducerea la costurilor de exploatare și atunci implicit ne concentrăm foarte tare pe reducerea consumului de energie electrică, care pe lângă resursa umană nici e pe locul întâi și n-ar avea cum să fie altfel. E un produs pe care îl furnizăm cu mare valoare adăugată, și asta înseamnă resursă umană, e energie electrică. Se reduce mult această factură de energie electrică. Prin eficientizarea sistemului am trecut la programe, am locuit generatorii de energie reactivă, de pierderi în sisteme. Și aici se regăsește cumva și această majorare a prețurilor pentru consumatori? Din nu. Această cauză, să spunem, a fost majorat prețul nu. Anul acesta? E și o componentă de investiții din care ne dezvoltăm, dar prețul este o strategie de tarifare. Deci noi ne-am angajat așa, ne-am angajat să aducem 274 de milioane de euro în infrastructura noastră, aici, în area noastră de operare. Iar în strategia de tarifare, ei se asigură, pentru că aici avem și o cofinanțare, o componentă e cofinanțare pe acest sistem. APAPRODU plătește 6% din asta, din această valoare. Asta înseamnă ce înseamnă? Înseamnă aproximativ 16 milioane jumate de euro. 16 milioane jumate de euro, da. 800 de miliarde. Procentul vechi. Nu este mare, dar 80, dacă îl transformăm în bani, acolo păi e o sumă destul de consistentă. Și atunci vine și pui un leu. Pui un leu la fiecare metru cub și îți crește prețul cu un leu. Dacă... Și astfel veți putea asigura acea cofinanțare. Da, asta la un leu din prețul actual înseamnă 12%, de exemplu. Cu posibilitatea asigurăm ca după această asta, perioadă da, să, deci noi punem, să fie redus prețul. Da. Și facem investițiile respective în sistem. Asta înseamnă, cum a spus, înlocuiri de rețele, modernizarea sistemului de măsură, extinderea rețelelor, noi consumatori, modernizări ale stațiilor de epurare, adică stațiile de epurare, performanța lor trebuie să crească. Operatorul din Valea Jiului spunea în urmă cu câteva luni că pierderile pe care le înregistrează în zonă sunt colosale. În ceea ce privește APAPROD, vorbim de pierderi uriașe de apă în această perioadă, poate chiar și de furturi, să spunem. Da, eu v-am spus, sigur că în pierderile astea, în apa care așa e numită ea, apa nerevenită, apa care nu se regăsește la final, adică care o iei din sursă, cea mai mare și asta e sursa de la Orlea, unde dăm apă în Deba și pe tot traseul de la Simerea Călan și Ațec și tot ce e pe respectivul traseu. E o cantitate cam în egală măsură cât se vinde și cât nu se regăsește. Deci pierderile sunt de aproximativ 50%. Dar vreau să vă spun, pentru că extrem că te întrebau, oare nu e prea mult, prea mare, ne scapă nouă ceva? Cam asta e pierderea cam peste tot în România. Dacă chiar avem la nivel de ARA o comisie care ARA e asociația noastră profesională.
Asociația Română a Apei, o instituție care, bine, o asociație bine conturată. Pe linia asta, cei de la Cluj, fiecare din acești operatori își aduc contribuția la dezvoltarea acestei asociații. Cei de la Cluj sunt pe linia Cluj, un oraș cu potențial mare, inclusiv universitar. E un reper în ce discutăm noi de dezvoltare și progres. Pierderile sunt cam la fel. Că discutăm de Cluj sau discutăm de Hunedoara sau discutăm de Timiș. Potențial mare de operare. Va stabili și un target după implementarea acestui aici, proiect în ceea ce privește pierderile? Sigur, noi ne-am propus ca pierderile să ajungă 50%, la nivelul 2027 pierderile să ajungă undeva în jur de 25%. Adică să le reducem la jumătate aceste pierderi. Dar, e un lucru care aș vrea să-l precizez. Vă rog. Pierderile sunt volumetrice, adică metri cubi, câți metri cubi pierzi, și procentuale, adică cât din ceea ce vinzi. Eu vreau să vă spun că în județul Hunedoara și pierderile erau tot așa, dacă nu mai mari, 60-70% în urmă cu când funcționa industria în județul Hunedoara, consumul de apă a scăzut de 4 ori. Adică proporțional, volumetric, metri, apa care se pierde și a scăzut de 4 ori, adică pierderile au scăzut de 4 ori în aceasta, adică ăsta e al treilea mare proiect care se derulează pe raza operatorului Apa Prod. Modul de exploatare, investițiile făcute de-a lungul anilor au dus la scăderea pierderilor volumetrice, dar procentual, adică dacă dintr-o rețea curge apa undeva și, cum am spus, noi nu știm, ea se intersectează, dar acum avem, aducem și camere, filmăm canalizările, vedem că vine de undeva apă, crește debitul în canalizare. Și la capăt, consumatorii sunt mult mai mici, consumurile, pierderea rămâne aceeași. Și atunci ea raportată procentual, dacă se consumă, dacă e o pierdere de 100 de metri cubi, dacă se consumă 100 de metri cubi la clienți, pierdere de 50%. Dar dacă clienții scad, consumul scade, dacă e 10%, atunci și aici tot 100, pierderea de 90% raportată procentual. E și un subiectivism în acest mod de raportare a pierderilor. Dar ce vreau să spun extrem, extrem de important, 90% din costurile întreținerii și funcționării acestui sistem sunt fixe. Adică analizele și monitorizarea o faci continuu. Indiferent că se consumă apă, că nu se consumă apă. Acolo nu poți să reduci costurile. Nu poți să reduci costurile. Acolo unde sunt supravegheate bazinele, sursele de producție, indiferent de câtă apă curge, dacă noaptea sunt iluminate perimetrele stațiilor, tot cu atâta lumină, indiferent de câtă apă se consumă. V-am dat câteva exemple de costuri, de ce înseamnă costurile fixe. Ori, dacă costurile sunt fixe, o scădere a vânzărilor, nu înseamnă automat că scad și costurile. Iar această scădere a vânzărilor, asta înseamnă un consum mai mic raportat la nivelul ariei în care dumneavoastră operați. Da, vreau să spun că nu... Să înțeleg că e un consum din ce în ce mai mic? Da, în ultimul an s-a cam stabilizat acest consum. E o stabilizare a consumului. El nu mai scade. Ceea ce... E mai bine, să spunem. Da, e un semnal bun, că altfel dacă tot scade, aia e indiferent. Adică dacă consumăm mai puțin și în ceea ce discutăm, nu înseamnă un reper că e mai bine. Se și consumă dacă tot mai am puțin discutat, pentru că suntem mai puțini sau pentru că efectiv o familie poate a început să facă economii și din acest punct de vedere? Populația, ambele componente, dar populația județului a scăzut. A scăzut mult în ultimii 20 de ani, dacă discutăm. Mult a scăzut populația,
s-a restructurat din temelii economia județului. E altă discuție acum, nu este obiectul emisiunii noastre, dacă bine sau rău. Dar iată că influențează inclusiv acest domeniu. Da, sigur, foarte multe. De asta am spus, impactul a ceea ce facem unii sau alții în viața celorlalți, el există. Și asta nu e în regulă, nu e în regulă că astăzi în societatea românească se face abstracție de a ce se întâmplă acolo, nu, ce se întâmplă undeva, ne afectează sau ne va afecta pe toți într-o mai mare sau sau mai mică măsură. Sunt mulți oameni care se întreabă în continuare de ce plătim apa de ploaie? De ce? Da, înainte trebuie... de asta vreau să mai fac o precizare legată de preț. O completare, vă rog. Prețul e limitat, are un filtru la care se limitează 2,5% din venitul mediu. Așa e, așa se calculează el, adică dacă ajungi cu prețul, și noi suntem undeva pe locul 29 în țară, din de la nivelul operatorilor, în principiu cam un operator mare pe județ. Cu excepții sunt, că da, sunt și operatori care își desfășoară activitatea la nivelul mai multor județe. Și atunci se pune filtrul respectiv în creștere. Adică nu mai mult de 2,5%. Nu știu, dacă chiar în concret, cred că undeva tendința era, fără studiul ăsta de evoluția prețului, a strategiei de tarifare să ajungă undeva pe la 3. Nu, și aia există limitare de 2,5%. Și ăsta e un filtru care ține cont de nivelul veniturilor medii într-un anumit areal de furnizare a serviciilor. Acum, e adevărat că lucrurile chiar laborator nu pot să fie în nivelul ăsta să stabilești, adică excepții oricând tot o să-ți rămână, pot fi îmbunătățite și într-o până parte la urmă sau în cealaltă, dar tocmai asta vă spuneam că asta facem. Și categoric că să mergem pe drumul corect. Asta e cel mai important și țin foarte mult la asta. Acum, mă întrebaseră-ți despre apa pluvială. Exact, pentru că în care, continuare indiferent, există nemulțumiri, da, din partea indiferent consumatorilor. Cum mai pune, și e vorba de un subiectivism aici. Privind sub aspectul că dacă s-ar putea și altfel. Dar problema e în zona legislativă. Așa e făcută, așa e legislația astăzi în România. Apa pluvială, adică aia căzută din precipitații, care ajunge în sistemul de canalizare, și avem multe sisteme de canalizare mixte care colectează și apa de ploaie și apa uzată, da, uzată de la racordurile locuințelor, a agenților economice, a imobilor de care or fi ele, și ajunge și apa din precipitații. Ea se duce toată împreună în stația de epurare și acolo se reia întregul proces de tratare. Așa e legislația astăzi în România. Tot pe legislația asta, din fondurile europene, n-a fost posibilă. Că am făcut modernizări de rețele, că eliminări de infiltrații, dar n-a fost eligibil pe acest program și să faci rețele care să separe și să le ducă, de exemplu, când stăm la noi, direct în Mureș. Așa e legislația astăzi. Și atunci, o activitate, ce spune legea, prestată, trebuie facturată. Modul în care se face, din punctul nostru de vedere, e clar. Există un normativ care ne spune, în funcție de suprafețele pe care cade apa de ploaie, de la 5% la iarbă, la 90% la betoane sau altceva, unde ea nu se mai infiltrează și ajunge în gurile de scurgere. Că dacă nu ajunge, nu facturăm. Și cealaltă, nivelul de precipitații măsurat de Institutul de Meteorologie. Încă o dată, și subliniez, așa e legislația.
dacă legislația ar fi altfel, am lucra altfel, dar respectăm o legislație. Așa funcționează o societate. Cred că nu e singura legislație din țară în care, că mă întrebaserăți, există o nemulțumire din partea populației. Pe de altă parte, sunt și populație. O schimbare a legislației în domeniu, dar nu e un lucru simplu, ar putea duce lucrurile în altă zonă. Adică să nu mai plătim această apă. Dar e extrem de important să lași cuiva responsabilitatea colectării, că așa, bun, rău, asta ar însemna sistemul o ăsta da, asigură o responsabilitate a dirijării apei de ploaie spre, și sigur, într-o zonă aglomerată, e la îndemână, ce să faci cu apa? Să te duci cu ea prin sistemul de canalizare. Numai că sistemul de canalizare se duce într-o stație de epurare. Pentru că tot noi, ca și comunități, ne-am asumat responsabilitatea de a nu mai da apă poluată în râurile și apele noastre. Deci, practic, ce ajunge în râuri, apă epurată. Este o apă epurată. Categoric. Este o apă care corespunde, care corespunde calitativ în marea majoritate. Că sunt probleme la nivel rural. La nivel urban, nu cred că mai avem probleme de acest fel. Dar în mediul rural, acolo în continuare mai sunt probleme, acolo unde nu există rețele de canalizare sau... Acolo e un concept care nu cred, da, nu cred că e cel mai fericit. A epura o cantitate mică de apă e dificil. Procesul se dezamorsează, unele instalații mici... lasă de dorit, așa cum au fost ele construite de-a lungul timpului. Lucrăm acum la un master plan la nivelul județului, încât să încercăm să integrăm stațiile astea mici în alt concept, în alt sistem de canalizare și epurare, astfel încât să dispară și de la nivelul rural acest potențial de poluare. Au fost făcute investiții și în stații de epurare, investiții ale respectivelor unități administrativ-teritoriale, unele dintre ele funcționează, altele nu. Altele nu. Nu funcționează cum ar trebui. Deși investiții au fost alocați bani destul de importanți pentru acele proiecte, dar nu își dovedesc eficacitatea până la urmă și atunci... cu acestea puteți să... Acum lucrăm la un master plan, adică master planul înseamnă... Și să le faceți, să facă apa produsul și acele și stații de epurare funcționale? Pe sau? Care vom merge și cum investim în viitor. Unele să renunțăm la ele. Să renunțăm la ele, stații de pompare și mergem într-o altă stație de un alt nivel mai mare, fie existentă, fie pe care să o construim și acolo să aducem apa din 5 localități și să o epurăm acolo. Deci putem sub spune 2000 că de locuitori, sub 2000 locuitori, epurarea funcționează destul de dificil. Iarna, bacteriile care de fapt fac munca asta, nu funcționează la orice temperatură negativă. Folosim cantități de energie însemnate la Deva și la Hunedoara să menținem procesul la parametri în funcție, ori într-o stație mică care n-are nici asta, procesul de multe ori se dezamorsează. Și asta să vorbesc de o stație care funcționează. Ea și înrăutățește parametrii pe perioadă rece. Deci putem spune că au fost făcute unele investiții în zadar. Eu am mai spus-o asta la nivel de administrație, de comună, există o capacitate mai scăzută de realizare a investițiilor. Poate o altfel de legislație, că tot spuneați dumneavoastră și în ceea ce privește apa pluvială, poate și aici, dacă lucrurile s-ar schimba și ar fi făcute unele investiții
de la cap la coadă așa cum trebuie și să fie și eficiente acele investiții, lucrurile s-ar mai schimba și din acest punct de vedere. Suntem la final de emisiune, mai avem un singur minut. Cum funcționează plata online, domnule Gligor, pentru că ați făcut cumva investiții și din acest punct de vedere, pentru ca toți consumatorii să nu mai fie nevoiți să se deplaseze de fiecare dată pentru a-și achita această factură la apă. Funcționează bine acest sistem? Da, funcționează mulțumitor, dar mai este loc. Acum lucrăm la o nouă platformă care să modernizeze la maxim și comunicarea cu APAPRODU, și plățile, dorim și contractele să ajungem, și avizele să poți interacționând online. Deci lucrați în prezent la o platformă exact. Mult mai performantă, să spunem, da, pentru asta cetățeni. E dezvoltarea, acum suntem la dezvoltarea bazelor de date și e un lucru complex, dar cu siguranță îl vom implementa. O să vă mai invităm să ne spuneți care sunt în viitorul apropiat, să spunem, pașii pe care i-ați mai făcut și din acest punct de vedere, care mai sunt și stadiile proiectelor pe care le aveți. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru explicațiile pe care le-ați oferit, în primul rând, hunedorenilor, celor care ne urmăresc, și vă mai așteptăm. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, și dumneavoastră, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!